Salutare și bine v-am găsit la o nouă lecție. Vom discuta despre scrierea în baza 2. Pentru scrierea unui număr în baza 2 vom utiliza doar cele două cifre mai mici decât 2, respectiv pe 0 și pe 1. 2 se numește baza sistemului, iar cifrele 0 și 1 se numesc cifre binare. Haideți să vedem cum trecem un număr din baza 10 în baza 2. Deci trecerea unui număr din baza 10 în baza 2 se realizează prin împărțiri succesive la 2, iar numărul căutat va fi format din ultimul cât, urmat de toate resturile obținute în ordine inversă. Avem numărul 15 în baza 10. Haideți să vedem cum îl vom trece. Deci 15 este în baza 10. Acum îl vom scrie pe 15 în baza 2. Deci am spus că îl vom împărți prin 2. 15 împărțit la 2 este 7. 2 ori, 2 ori 7, 14. Deci obținem câtul 1. Ultimul cât, adică 7, îl vom împărți din nou prin 2. 2 în 7 se cuprinde de 3 ori. 2 ori 3 este 6. Obținem din nou restul 1. 3. Îl împărțim din nou prin 2. 2 în 3 se cuprinde o dată. Iar 2 ori 1 este 2. Iar 3 minus 2 este 1. Deci ultimul cât este 1. Și vom porni de la ultimul cât, scriind resturile în ordine inversă. Adică numărul 15 din baza 10 trecut în baza 2 va fi 1, deci este ultimul cât, iar apoi urmează cele 3 resturi, toate 1, scrise în ordine inversă. Deci numărul 15 în baza 10 este 1, 1, 1, trecut în baza 2. Haideți să vedem cum trecem numărul 1, 1, 1, 1, din baza 2 în baza 10. Da, îl vom scrie în felul următor. 1 ori 2 la puterea 3 -a plus 1 ori 2 la puterea 2. -a plus 1 ori 2 la puterea 1 plus 1 ori 2 la puterea 0. Avem 4 cifre, observăm, în baza 2, da? Și atunci vom începe cu 2 la puterea 3 -a, pentru că de la 3 și vom merge până la puterea 0, pentru că de la 0 la 3 avem 4 cifre. E mai ușor să ne dăm seama cum putem să scriem un număr din baza 2 în baza 10. Dacă facem calculele, observăm că 2 la 3 ori 1 este 8, plus 1 ori 2 la 2, 4, plus 2 ori 1 este 2, plus 1 ori 2 la puterea 0 este 1. Deci obținem, dacă adunăm cifrele, 8 plus 4, 12, plus 2, 14, plus 1, 15, în baza 10. Haideți să mai vedem încă un exemplu. Numărul 25. Cum îl trecem din baza 10 în baza 2? La fel vom proceda. Îl luăm pe 25 și îl vom împărți prin 2. 2 în 25 se cuprinde de 12 ori. Ținem 24, restul 1. Continuăm 12, ultimul cât, îl vom împărți prin 2. 2 în 12 se cuprinde de 6 ori și obținem 2 ori 6, 12, de data aceasta restul 0. Pe 6, ultimul cât? Îl împărțim din nou prin 2. 6 împărțit la 2 este 3. 2 ori 3 este 6, deci obținem din nou câtul 0. Și urmează ultimul cât, 3 împărțit la 2, 2 în 3 se cuprinde odată, 2 ori 1 este 2, 3 minus 2 este 1. Deci, ultimul cât este 1. Iar apoi luăm toate resturile în ordine inversă. Deci, numărul 25 din baza 10 în baza 2 va fi 1, deci ultimul cât urmat de rest în ordine inversă, adică 1, apoi 0, 0, 1. Acesta este numărul 25 trecut din baza 10 în baza 2. Iar invers, numărul 11001 din baza 2 îl vom scrie în felul următor. Deci avem 5, 5 cifre, da? Și vom scrie 1 ori 2 la puterea 4 -a, plus 1 ori 2 la puterea 3 -a, plus... Deci plus 0 ori 2 la puterea a doua, plus 0 ori 2 la puterea 1, plus 1 ori 2 la puterea 0. Deci acesta este. Așa trecem un număr din baza 2 în baza 10. Deci, dacă efectuăm calculele, vom vedea că vom obține 1 ori 2 la 4 este 16, plus 8. Deci ar fi 16 plus 8, urmează 0 plus 0 plus 1. 16 plus 8 este 24 plus 1, 25, numărul în baza 10. Încă un exemplu. Avem numărul 19, da? Din baza 10 trebuie să-l trecem în baza 2. Haideți, la fel, 19 să-l împărțim prin 2. 2, 19 se cuprinde de 9 ori. 2 ori 19 este 18, obținem restul 1. Ultimul cât? 9. Îl împărțim prin 2. 2, 9 se cuprinde de 4 ori, 2 ori 4 este 8, obținem restul 1. Ultimul cât? 4. Îl vom împărți din nou prin 2. 2 în 4 se cuprinde de 2 ori, 2 ori 2, 4, restul 0. Ultimul cât? 2. Îl împărțim din nou prin 2. Ținem 1. 2 minus 2 obținem restul 0. Deci, ultimul cât, 1, iar apoi restul cifrelor în ordine descrescătoare. Și vom avea 1, 0, 0, 1, 1. Așa este numărul 19 scris în baza 2. Haideți să facem și invers din baza 2 în baza 10. Deci vom avea, observăm că avem 1, 2, 3, 4, 5 cifre. Deci vom scrie 1 ori 2 la puterea a patra plus, continuăm, 0 ori 2 la a treia plus 0 ori 2 la a doua plus 1 ori 2 la întâia, plus 1 ori 2 la puterea 0. Bun, și obținem 1 ori 2 la 4 este 16 plus 0 plus 0 plus 2 plus 1. Deci 16 plus 3 este numărul 19, scris în baza 10. Mai departe, avem următorul număr scris în baza 2 și noi trebuie să transformăm în baza 10. Deci avem numărul 1, 0, 1, 1 în baza 2. Și va trebui să-l trecem în baza 10. Haideți să vedem ce număr obținem. Deci aici avem 4 cifre. Vom începe cu puterea 3. -a. 1 ori 2 la puterea 3 plus 0 ori 2 la puterea 2 plus 1 ori 2 la puterea 1 plus 1 ori 2 la puterea 0. Deci obținem 1 ori 2 la 3, 8, plus 0, plus 2, plus 1. Deci obținem 11 în baza 10. Și să facem și procedeul invers. Îl împărțim pe 11 la 2, deci din baza 10 în baza 2. 11 împărțit la 2 Vine 5, 2 ori 5, 10, restul 1. Pe 5, ultimul cât, îl împărțim din nou la 2. 2 în 5 se cuprinde de 2 ori, obținem 4, restul 1. Ultimul cât, 2 îl vom împărți prin 2 și obținem câtul 1 și restul 0. Deci, pornim în ordine inversă de la ultimul cât, adică de la 1 până la primul rest. Deci 11 scris în baza 2, nu, 11 un număr din baza 10, scris în baza 2, va fi 1, 0, 1, 1. Deci numărul de, care, de la care am pornit. Și încă un exemplu, avem numărul 1, 0, 1, 0, 1. Da? În baza 2. Deci avem 5 cifre, pornim cu puterea 4. -a. 1 ori 2 la puterea 4, -a, plus 0 ori 2 la puterea 3, -a, plus 1 ori 2 la puterea 2, -a, plus 0 ori 2 la puterea 1, plus 1 ori 2 la puterea 0. -a. Și obținem 2 la 4 este 16 plus 0 plus 4 plus 0 plus 1. Deci obținem numărul 16 plus 4 plus 1, 21.